Cred. Blocul comunistov și socialistov, da? Anume, așa putem să devenim fiecare din noi. Să devenim ținta lui Dodon și a ortacilor săi, fiind practic încătușați în ceea ce numesc ei zagon. Jos Dodon! 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 Vrem respectarea drepturilor animalelor. Eu încă o dată vreau să spun că articolul 222 Cod Penal al Republicii Moldova anume stabilește ce trebuie să se întâmple cu Dodon, da? După ce acest filmuleț a devenit public, da? Ce trebuie să facă el? El trebuie să măture străzele 10 suce de dimineață până seara și noaptea tot, sau să ducă să dea mâncare la mistreț, să fac ceva bun în favoarea comunității. Lucru care el, într-a lui cât are 40 ceva de ani, încă niciodată nu a făcut. Nu a avut niciun bine comunităților, da? De aceea, noi solicităm încă o dată Procuratura Republicii Moldova să se autosesizeze. Centrul Național Anticorupție, de asemenea, nu vedem unde sunt acele organizații non-guvernamentale care se declară pentru protecția animalelor. Sigur, dacă sunt așa organizații cum e organizația condusă de mama lui Radvan, care își bate joc de câini undeva în sectorul Râșcani și își face avierile pe baza asta, sigur, cum e șeful, așa subalternă. În teritoriul asociației. Da, special că este un teritoriu ocupat pe teritoriul asociației apicultorilor a sectorului Râșcani. Dodon e criminal! Mistrețul e animal! 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 Dodon e criminal! Aici suntem o mică echipă din partea Partidului Verde Ecologist. Avem primul, a doilea pe listă și a treia pe listă din Verde Ecologist, candidați deputați. Noi vă îndemnăm pe dumneavoastră data de 11 iulie 2021. În primul rând să ieșiți la vot. Da. Votați sigur Partidul Verde Ecologist care se luptă pentru fiecare din dumneavoastră, pentru fiecare din noi. Nu contează rasa, nu contează religia, nu contează cât de sănătoși suntem, nu contează, nimic nu contează, contează că suntem oameni, suntem ființe umane, nu ca ăștia din spatele nostru și liderul lor care tratează animalele cu cruzini, care își bat joc pur și simplu ca să se distreze, dar le ucid încet, violent și să râd seama lor. Deci astăzi sunt animalele, mâine vom fi noi în locul acestor animale. Eu încă o dată vă chem la vot. Votați Partidul Verde Ecologist. Iar dacă nu vă plac verzi ecologiști, atunci votați tot pe dânsă. Fiindcă altă opțiune mai democrată care se respecte dreptul omului nu este. Nu vă lăsați duși de valul care vi se spune de la toate sticlele de televizor și pe internet a votului util, fiindcă votul util nu odată ne-a dus pe noi în eroare. Am votat util și în 2009, unii au considerat că util votează și în 2001, atunci când ne-am adus ciuma roșie la putere, dar în final ne trezim cu dezamăgiri. Astăzi, pe mine m-au sunat mai multe persoane, da? Dar nu președinți de partide, nu oameni din conducerea partidelor, dar persoane care au solicitat noi să ne retragem din curse necondiționat, fiindcă, vedeți, țara este în pericol. Deci noi
verzi, vrem să spunem că anume pentru aceasta, pentru a scoate țara din pericol, ne-am inclus în această cursă electorală și vom merge până la capăt în această cursă. Vom lupta pentru drepturile omului, pentru drepturile inclusiv și animalelor. Vom lupta pentru fiecare din voi. Și în Parlamentul Republicii Moldova vom demonstra că ceea ce am spus noi nu sunt promisiuni goale. Iar bandiți de ăștia, criminali de-al de Dodon, îi vom pune la pușcărie. Jos Dodon! 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 Încă o dată, noi am sensibilizat opinia publică. Acesta a fost manifestul nostru al verzilor față de ceea ce a făcut Dodon și gașca lui. Zâmbetul, eu sper, acel care era filmat așa, mulțumit că el ucide animale, că el bate jocul. El e, cum a spus, marele Chingachgook, marele militar, sau mai știu eu cum. Acum lor îi place să spun că voin, da? Strelop, lunetist, ce mai este el, ce se considera el acolo, dar în principiu era numai nu haiduc, era un nimic, un nimic niciune, care doar oamenii mici, ia ca așa de mici, numai așa oameni pot să glumească seama la lucrurile care le fac ei. Eu încă o dată vreau să spun că acesta a fost manifestul nostru. În așa mod, știm că celor care stau în clădirea asta este tot una de protest în cauza că ei nu au obraz corect, de vedere, dar nu au obraz. Ei nu interesează nici viața animalilor din pădure, nici viața oamenilor care nu sunt pădure, da? Care trăiesc în sate, în oraș. S-au demonstrat pe parcursul a celor 30 de ani. Iar Dodon a demonstrat în 4 ani jumate, menținând sau încălzând scaunul de la președinție, că este o nimica de om care unica ce poate să facă, să ucide animale neajutorate, înțărcuite de ortașul lui în captivitate. Și în final, eu încă o dată vă îndemn tot, dacă vă ucim la vot, putem partidul Verde Solidar și punem un cum vreți voi, dar mare, gros, pitet ce înseamnă ciuma roșie, steluța asta, Sesera Șocana și toate chinurile care le-au adus ei și vor să le aducă asupra noastră și asupra mediul în care noi trăim. Noi vă spun mulțumesc că a fost cu noi. Faceți repost la acest filmuleț ca cât mai multă lume să vadă atât acțiunea Partidului Verde Ecologist, dar mai mult nimicnicia socialiștilor comuniștilor, a blocului comuniștilor socialiștilor, care împreună ucid animalele neajutorate și au în gând să ne extermine probabil și pe noi tot într-același mod. Nu pot să aștept de la așa nimicuri ceva bun pentru societate. Eu vreau să mulțumesc care au fost cu noi și lui domnul Furculiță, care abia acum a ieșit, și jos Dodon, jos ucigașii de animale. Faceți monstru afară! Cum am vrut zâmbitul să-l văd, cum m-a fugit. Furculița știrbă! Deci, la final, încă o dată, mistrețul e animal, Dodon e criminal. Mistrețul e animal, Dodon e criminal. Mistrețul e animal, Dodon e criminal. Deci, cu aceasta vorbind, încă o dată vă îndemnăm să ieșiți la vot, să votați inteligent, să votați cu capul, să votați Partidul Verde Ecologic. Vă mulțumesc, o zi bună, ne vedem inclusiv și mâine, la alte acțiuni ale partidului. Ultima zi de campanie. Dar ce mă vă stac mală? Dar ce mă vă stac noga? Для того, чтобы на вас это покричать, не надо много.
людей. Остальные пусть территория работает. Да, this wasn't too. Что на вас приедет? Ты какого куда сейчас приехал? А, именно на мой лун. На мой лун нам. Așa ca să vadă gestul. Da, da, da. Păi, ia nasa? Așa e tot mai bine. Uitați la mine. Faci o față ură. Am întâi să faci. Natalia, dă-te mai încolo. Da, nu se vede blocul ăla. Știe de sine. Mine în Lombardia.